găsit în emisiunea de săptămâna aceasta. Vă prezentăm un final foarte interesant. Nebun și doi pion contra tun și pioni. Observăm că regii sunt depărtați de focul luptei. Singura speranță a albului este pionul H6, care mai are doi pași până la transformare. Și toate manevrele care urmează sunt pentru această transformare. Deci albul mută și câștigă. Prima mutare este paradoxală. Nebun H5. De ce jucăm nebun H5? Dacă ne ia cu pionul, dacă ne ia, să zicem, nebunul cu pionul H6, bate la G5, urmează H7. Vedeți că nu putem să punem turnul la H6 pentru că intră în bătaia pionului. Obligatoriu turn H8 și pionii se duc singuri spre transformare. Deci nu poate să ne ia nebunul, revenind la poziția de plecare. Și atunci, ce face negru dacă nu poate să ne ia nebunul? Singura lui șansă este rege G3, rege F4 să încerce să câștige pionul din G5. Acum, noi jucăm nebun G6, n-ai vrut să mie nebunul, ți iau eu pionul. Dacă vine cu turnul la G6, iară se duce pionul din H6 la H7 și nu putem să venim cu turnul prin spate din cauza pionului la G5. Rege F4. Se pare că remiza îi stă negrului la dispoziție. Aici are două posibilități. Turn C8 să oprească pionul sau turn C3. H7 prima mutare. Dacă ne ducem cu turnul pe C8, se pare că înaintarea a fost oprită. Acum urmează al treilea sacrificiu de nebun. Interferență. Interferăm câmpul H8 față de turnul din C8. Dacă luăm nebunul, urmează G6, G7, imparabil. Și s-a terminat partida. G6, indiferent ce face, să duc pionii singuri. Mai era o posibilitate, în loc de turn C8, să joace, aici suntem, deci în loc de turn C8, să joace turn C3, șah, să vină cu turnul prin spate. Aici urmează a doua interferență, interferăm pe coloană. Luăm nebunul, iar să duc pionii singuri. Acești pioni, acest studiu dovedește forța pionului liber. Vă mulțumesc! Continuăm seria problemelor noastre, acum și după domn profesor, deoarece efortul de căutare al lor nu este atât de simplu. Eu de obicei le preiau prin ajutoare. Le mai caut și eu, dar le preiau prin ajutoare. Domn profesor depune o muncă foarte susținută în a găsi tot felul de probleme din care întotdeauna avem ceva de învățat. Scuzați. Avem un final egal de turn și cal contra turn și cal și câte 6 pioni. Ce observăm înainte de a vă dicta tema problemei? Regele alb de la E4 este puțin încercuit, să zic așa. Acolo negrul, dacă este la mutare, se poate ivi o idee de câștig. El are într-adevăr și un ușor avantaj strategic prin stăpânirea coloanei D, dar ce face cu ea? Negru mută și câștigă. Cum? Prima mutare este C4. Ce urmărește negru? Urmărește să vină în D3 cu mat în E3, care e foarte greu de parat de către alb. Albul, răspunsul corect, l-are turn B2 la C2. Bineînțeles că nu poate să cedeze pionul aiurea. Imediat după turn D3, albul e obligat să pareze acest mat. Turn C3. În acest moment se pare că negru din nou este în impas. Cum continuă? Mai ales că a și împins acest pion și poate să-l piardă. Aici vine mutarea spectaculoasă,
cal de 6 șah. Albul este obligat să-l captureze și urmează mat sufocant prin F5, negru fiind, albul fi prins de piesele negre într-o plasă de mat. Vă mulțumesc. Aceasta este problema pentru acasă. E frumoasă la prima vedere că vedem o poziție simetrică a pionilor. Însă, care e particularitatea? Negru nu prea are ce muta, pentru că calul din B3 este legat. Și atunci tema pe care vă prezentăm este următoarea. Albul mută și dă mat în 8 mutări. Observăm că are un dezavantaj material, 3 pioni în minus. Cu toate acestea, el reușește să câștige și turnul din F1, care doar ține poziția. Succes! Ne vedem data viitoare!